Hello, hello! Vă mulțumesc, dragii mei prieteni! Asta a fost intenția mea cu această înregistrare, să vin, iată, în fața voastră, cu un material înregistrat video și să vă mulțumesc pentru că deja canalul de YouTube a ajuns la 100 de videoclipuri și peste 200.000 de vizualizări. Vă mulțumesc tare, tare mult! Cu ajutorul vostru sau datorită vouă, și îmi mulțumesc și mie că am avut în sfârșit ideea de a lăsa într-un canal de YouTube mai multe materiale, cu toate că mi este familiar acest mediu al comunicării ca jurnalist de televiziune. Tare greu l-am pornit, tare, tare greu l-am pornit și nu-mi pare rău deloc, pentru că tot ceea ce am lăsat în acest canal și îl voi dezvolta puțin și altfel, a fost făcut cu intenția de a lăsa materialele care mi-au plăcut mie, cărțile care m-au inspirat pe mine în acest format audio și vă mulțumesc pentru acest lucru. De ce m-am gândit să vin? În primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că ascultați toate acele audiobook-uri pe care le realizez, sunt parte de audiobook. Un audiobook, știți foarte bine, înseamnă o carte integral citită. Nu asta este scopul meu a lăsa aici material, ci a vă îndrepta voi spre spre acea carte. Recunosc că citesc cartea și ceea ce mi se pare miezul cărții, miezul informației, este exact ceea ce las acolo. Când am început să fac Un val, un ocean, această carte care pentru mine este e un document, aș spune, nu este o carte, e prea puțin spus carte. În momentul când l-am înregistrat, m-am gândit că am văzut reacția voastră, că mai dorim încă un capitol, încă un capitol. N-am reușit să-l fac așa cum ați cerut mulți dintre voi, pentru că scopul nu este de a prezenta integral această carte, ci de a lăsa părți din carte, ceea ce mi se pare mie esențial, ce rezonează cu mine în etapa în care eu sunt acum. Să știți că e mult mai corect, din punctul meu de vedere, să fii corect cu tine și aliniat cu tine atunci când realizezi ceva și să faci din bucurie și din plăcere lucrul ăsta. Da, și când este cerut, este un lucru foarte frumos pentru că cei care te ascultă doresc să mai asculte de la tine, dar consider că această colaborare, faptul că eu dau ceva, dumneavoastră voi primiți, este de fapt un coparteneriat și atunci fiecare are dorințele și până la urmă plăcerile lui în a asculta și în a da. Am aici în brațe, vreau să vă spun că am găsit această editură, de la multe edituri am cumpărat cărți de-a lungul timpului. Am aici o bibliotecă întreagă care îmi este strict așa pe dorințele mele, pe sufletului meu ce vreau să citesc. Ba mai mult, asta este începută. Nu știu dacă ați auzit de ea, eu să știți că acum, parcurgând editura aceasta de la care am cumpărat cărțile, o să vi le prezint și aș vrea să fac pentru prima dată un exercițiu, sincer vă spun, pentru a interacționa cu voi puțin altfel, să-mi spuneți care vi se pare mai, care vă atrage să o las în format de audiobook. Prima pe care eu am început deja să o citesc este Codul miracolelor tale cuantice, metodă simplă care îți aduce bucurie și succes durabile. Știți foarte bine titlurile. Eu nu sunt foarte entuziasmată de multe cărți, care au fost multe cărți bune, datorită titlurilor. Dar trebuie să ne atragă atenția. Este scrisă de Sandra Ann Taylor. Ce mi-a plăcut mie foarte mult, sunt undeva pe la jumătatea cărții, este scrisă sau dată la tipar în 2014. Iar informațiile care le-am găsit aici sunt, le-am găsit foarte mult în Cheile Genelor, în lucrarea Cheile Genelor și nu-mi vine acum în minte în multe alte cărți
care au fost scrise după. Deci asta e un fel de bază. Sandra Ann Taylor. Nu știu cum se vede, sigur, pe de-aia mă uitam să văd, cred că este invers, e cumva în oglindă. Aș ține-o invers. Deci cam asta e cartea. Bun, hai să vă mai prezint. Mai am aici 5 cărți. De obicei îmi cumpăr una, două. Acum sunt foarte multe promoții pe edituri și a meritat. Vă prezint cartea asta, este Dan Brule, Respiră pur și simplu. Cum să stăpânești respirația pentru a reuși în viață, în dragoste, în afaceri și nu numai. Gata, mă pun la punct cu respirația. Bun, nu e de glumit pentru că e o carte foarte, foarte faină. Această carte, de această carte și de acest, mai ales Dan Brule, am auzit la, de la Adrian Constantinescu, cu care am realizat emisiunea pe care o găsiți și voi pe canalul de YouTube, aici pe canal o găsiți, este vorba despre cheile genelor. Cred că am una sau două emisiuni realizate, sau dacă nu mergeți în Spotify, în podcast. Și Adrian Constantinescu, nu pot să zic că mi-a recomandat, dar a vorbit foarte mult despre Dan Brule și despre faptul că din respirație și prin respirație noi ne conectăm și reușim să eliberăm foarte multe lucruri din corpul fizic. Abia aștept să o citesc. Și dacă vă atrage atenția, atunci o să las informații. Mie mi se pare extrem de facil de citit. Doar atâta putem să spunem că Respiră pur și simplu este un ghid simplu și revoluționar ce dezvăluie secretul din spatele a ceea ce atleții de elită, campionii de arte marțiale, yoginii cunosc întotdeauna. Controlându-ți respirația, îți controlezi de fapt starea de bine și nivelul de performanță. Au venit împreună, așa că n-am putut să o refuz. Nu cunosc cartea, n-am auzit. Respirația vindecătoare, Mary Birch sau așa ceva. Plan de 4 săptămâni pentru gestionarea naturală a stresului, anxietății și panicii. Sincer să vă spun, când sunt atât de structurate, am spus, ok, iară să intru într-un program, dar foarte mult îmi place cum este scrisă cartea. Autoarea revoluționarei cărți Respirația vindecătoare, deci am mai scris una. Nu, asta este, Respirația vindecătoare. Îți explică în detaliu legătura pe care o are respirația excesivă cu stresul. Ba, mai are o carte, tot cu respirația îmi scapă. Anxietatea și atacurile de panică, apoi îți prezintă un program de 4 săptămâni pentru educarea respirației. Deci clar e cu tehnici. Nu știu dacă se pretează pentru audiobook. Tot de la Adrian Constantinescu, despre imageria inimii. Atât de mult, am un episod în podcast, sigur este, îl găsiți în Spotify, despre imageria inimii și titlul așa mi-a atras atenția. Daniel Mitel. Foarte interesantă cartea, sincer să vă spun, sunt extrem de multe exerciții care nu știu dacă se pretează pentru a fi citite în sistemul audiobook pe care îl realizez, dar e bine de luat în seamă. Această carte, ce pot să vă prezint despre ea? Dr. Wayne Dyer este absolut scriitorul, unul dintre scriitorii mei. De fapt, nu sunt scriitor, că nu l-am descoperit pe Wayne Dyer ca și scriitor, ci ca și ghid. L-am urmărit foarte mult în YouTube, am ascultat discursurile și mi-a atras atenția pentru că în perioada respectivă foarte mult ascultam conferințele și am foarte multe cărți, le-ați văzut și în YouTube al lui Deepak Chopra, l-am cunoscut personal la o conferință în Praga și când am văzut că doctorul Dyer este la unele conferințe însoțit de Deepak, adică a crescut credibilitatea. Asta este adevărul, recunosc. Și după aceea când l-am urmărit, mi-a plăcut, mai ales că el era stabilit în Hawaii, 8 copii, deci o poveste de viață fantastică. Nu știu dacă vă este cunoscut Wayne Dyer. Și mi-a atras atenția titlul cărții. Asta chiar mi-a plăcut. Fericirea este cale. Normal. Reconfigurează gândirea și lucrează cu ceea ce ai deja pentru a trăi viața visurilor tale. Doamne, abia aștept să o citesc.
Abia aștept să o citesc. Da. E fain ce scris aici pe copertă. Dacă vă atrage atenția și vă place, să știți că citesc ceva. Imaginează-ți o lumânare aprinsă. Dacă merge afară cu ea, vântul iar stinge flacăra destul de repede. Tot astfel există multe tipuri de forțe externe cu care te vei întâlni în viață și care te vor face să te simți ca și cum lumânarea ta interioară ar pâlpâi cu greu tot timpul. Însă ai posibilitatea să te asiguri că flacăra ta interioară nu licărește niciodată slab. În exterior se pot întâmpla și chiar se vor întâmpla. Doamne, asta doream eu să completez, dar este trecut în paranteză. Foarte multe lucruri asupra cărora nu ai controlul. Cel mai înalt punct în care poți ajunge în viață este să înțelegi că dezvoltarea ta interioară, simbolizată de flacăra acestei lumânări, poate să rămână puternică și să strălucească indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Chiar avem lumină în noi și o putem da prin lucruri mici. Aceasta e cartea. Și am lăsat-o la final, pentru că este vorba de o carte pe care mi-a venit la fileu, cum s-ar spune, Dr. Eric Pearl, Reconectarea, bestseller, Vindecă-i pe alții, vindecă-te pe tine. L-am căutat pe acest scriitor, mi-a atras atenția modului de exprimare și de... Nu am fost pe aceeași lungime de undă, adică stilul pur american, dar o prietenă bună de-a mea a ajuns la această carte și a ajuns să facă, sau va face, sau cred că deja face, este un curs, Reconectarea. La fel, dacă sunteți interesați, puteți să căutați. Eu nu am fost atrasă, dar am fost atrasă de lucrare. Cam astea ar fi cărțile. Arată bine pe ecran, nu? Nu știu cu care să încep și nu știu dacă din ceea ce v-am prezentat aici vă atrage pe voi ceva. Doamne, sunt atâtea cărți minunate, atâtea cărți. Nu le am aici lângă mine. O carte pe care chiar am vrut să vă prezint și sigur o să o fac și o să o las în audiobook. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine în acest proiect. Eu îl consider un proiect. De fiecare dată când fac materiale, înregistrez, sunt proiecte. Mici proiecte, mari proiecte, nu contează. Important este energia pe care o punem în fiecare proiect. Aici, în biroul meu, alături de mine, să știți că am o frumoasă inimă de cuarț. Este alături de mine de fiecare dată. Este foarte frumos realizată. Vă arat, pentru că există aici unde lucrez, unde creez și poate nu întâmplător. Oamenii care au intrat pe acest canal au lăsat foarte multe comentarii frumoase, pe care, credeți-mă, de-a lungul celor aproape 20 de ani de televiziune, nu cred că le-am primit, pentru că, într-adevăr, alta era perioada. Oamenii nu erau foarte atenți la feedback, cu toate că noi ce simțim când ne uităm la cineva sau ascultăm, avem. Dar e bine să vorbim, să comunicăm, pentru că, să știți, pentru noi, și am mai spus asta într-un podcast, e importantă reacția voastră ca să vedem dacă facem bine ceea ce facem. Cu toate că, vă spun foarte sincer, până nu sunt în starea bună, echilibrată, aș zice echilibrată, de a citi, de a face materiale, nu dau mai departe. E important să avem această stare cu noi, starea de bine. Pentru că starea de bine o ai și o dai mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru că, iată, împreună cu voi am ajuns la 100 de videouri sau de materiale pe care le-am lăsat și peste 200.000 de vizualizări în câteva luni, în condițiile în care nu acesta a fost targetul meu, număr de vizualizări, și pur și simplu a pornit din dorința de a... Și eu sunt un consumator de audiobook-uri de YouTube. Ce îmi place mie să ascult, să rămân acolo. Pentru voi.
și vă mulțumesc încă o dată.